și să ne spună, nu vă cunosc pe voi. Ei, tocmai acest mucenic, mare mucenic Dimitrie, care este sărbătorit astăzi și nu trebuie confundat cu cel de mâine care are moaștere la București, este mucenicul care în tinerețea lui, ca și Sfântul Gheorghe, a ales să moară pentru credința în Hristos, pentru învățătura dreptei credințe și a ales să fie martirizat, decapitat, să tăia capul. Și de ce vă spun, bine, străpuns trupul cu sulițe și așa mai departe. Ca să ne rămână nouă dovadă și mărturie clară că credința ortodoxă nu este o expunere teologică, credința ortodoxă nu este o conferință extraordinară, credința ortodoxă nu înseamnă eseu, credința ortodoxă nu înseamnă narațiune, credința ortodoxă nu înseamnă legende, credința ortodoxă nu înseamnă mituri, credința ortodoxă înseamnă adevăr. S-a deșertat Fiul lui Dumnezeu. Prin taina întrupării s-a făcut om ca noi, a stat 3 ani jumate printre noi ca să-L cunoaștem, să-L știm, să-L vedem, să-L simțim, să-L pricepem, să-L atingem. Apoi s-a suit la cer și a spus așa: vă trimit vouă Mângâietorul, ca de la Tatăl purcede, care să fie cu voi până la sfârșitul veacului, să nu rămâneți orfani. Și odată ce a plecat la cer, a spus așa: eu sunt ușa Tatălui. Cel ce vine la Tatăl, prin mine vine. Deci întâi treci prin jertfa împărtășirii și a spovedirii, prin Euharistie și prin mirungere, și ajungi la tronul Tatălui Ceresc. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. De ce lucrul acesta trebuie să înțelegem? În momentul în care vorbim de credința ortodoxă, vorbim de sânge. Nu sângele din împușcăturile la televizor, care sânge de idioți, vopsea, cerneală și mai departe, pericolul cinematografic. Este vorba de sângele pe care noi îl negăm. Sunt foarte curios, sau mai pun o întrebare banală, nu cu răutate. Câte din băbuțele noastre, sau din creștinii din biserică, s-au gândit vreodată, în vreo sâmbătă, să zic așa, măi, azi să fac o colivioară și 3 colăcei și o jumătate de sticlă de vin, să mă duc să pomenesc ăsta și căzut pe toate câmpurile de luptă. Nu cei de la Revoluție care s-au împușcat ca chiorii pentru interese politice. Că acolo au venit și nevinovați, și vinovați, și știutori, și neștiutori. Unii nici nu știau să tragă cu armă. Și au tras în cap, credea că așa trebuie să facă. Ne referim la cei care, începând de când ne cunoaștem istoria, de la anul 1000 încoace, că ați văzut imediat după anul 400 și ceva, e o bârvă mare în istorie. Nu prea știm ce a mai fost prin secolul 7, prin secolul 8, prin secolul 9, prin secolul 10. De-abia așa, de la Mircea cel Bătrân încoace, a mai desfășurat și noi istoria după 3 ani și de ceva așa, e un salt prin istorie. Dar de-a lungul acestor istorii, 150 de ani de neam Mușatin și aproape 200 de ani de neam Basarab pe Muntenia și Mușatinii pe Țara Românească, după aceea Transalpina, Transilvania, cum îi spune la ținutul care astăzi îl râvnesc maghiarii, ei, câți oameni au murit acolo? Uite, citiți o carte, vă recomand, pentru cultura generală, ca să vedeți mucenicia secolului XIX, care se cheamă așa: Biserica Ortodoxă din Transilvania și expansiunea hortistă. Să vedeți cam ce au făcut papistașii în Transilvania cu românii noștri atunci când au prigonit biserica creștină. Cum au tăiat preoții și le-au înșurat mațele pe cap, cum i-au spânzurat pe creștini, cum i-au tăiat și i-au făcut bucăți și i-au aruncat în fântâni. Să nu credeți că n-a fost mucenicie și mai încoace. Dar să vă gândiți să prindeți o lumânare pentru aia. Să le faceți o colivă sau să le faceți un parastas. Noi ne pomenim pe mama, pe tata, pe sora, pe fratele. Dar ăștia, slavă Domnului, au auzit toaca, știu de biserică, trebuiau să roage, trebuiau să închine, nu s-aștepte ei colaj de la mine. Vei, tata, ai cunoscut legea ortodoxă, nu?
Te-ai băgat popa în cristianiță, ce n-ai nimerit ușa bisericii, încercem să-ți aprind eu lumânări, trebuia să le aprind singur. Deci, asta trebuie să ne aducem noi aminte. Că sângele acestor martiri nu-i sânge din filmele cu peliculă cinematografică, se bat doi și sare cerneală, că așa e turnătoria filmului. Sângele ăla real care a dăpat pământul și toate oasele alea care le-au arat în două oase de cal, în două cu țeavă de tun, în două cu săbii, în două cu suliți, în două cu arcuri și care au făcut din pământul Moldovei o plămădeală sfințită, că aici n-ai nevoie, aici n-ai nevoie de când faci altare în țara românească, n-ai nevoie de oase de mucenici ca să sfințești o biserică. Oriunde ai clădi-o pe fața pământului, dacă o sfințești episcopul, poți face slujbă în ea, din cauza că sub acea biserică sigur sunt oase de martiri. Cei care s-au dus pe câmpul de luptă în secolul 4, 14, 15, 16, 17, 18, cei care s-au dus în primul război mondial, în al doilea război mondial, aveți impresia că n-aveau treabă acasă, nu puteam să ascundă în beci să fie veterani de război? Nu! Și-au luat arma în mână și s-au dus și-au cutreierat până la capul pământului. De ce au făcut lucrul ăsta? În ideea de a se păstra două lucruri. Limba ortodoxă, deci limba ortodoxă, nu limba română. Pentru că biserica a dat limbă neamului nostru. În biserică s-a învățat cartea românească. Carte de scriere românească, așa se cheamă titlul unei cărți. Dacă citești Saltirea lui Dosoftei și Cazania lui Antimivireanu, Didahile, dacă citești Noul Testament al lui Simeon Ștefan, dacă citești Biblia lui Șerban Catacuzino, dacă citești cărțile lui Antimivireanu de cult care le-a lăsat și lui Diaconul Coresi, deci toate, deci limba ortodoxă s-a învățat în biserică. Și după ce biserica ne-a învățat limba, ne-a învățat unitatea și după ce biserica ne-a învățat să ne păstrăm sângele, ați văzut, spune în îndreptarul de spovedanie, au amestecat sânge de creștini cu păgâni. Ce poate fi asta? Un păcat sau o blasfemie? La prima vedere pare dragoste. Dar la a doua vedere e blasfemie în toată regula. N-are voie păgânul cu creștinul să împreună și să facă prunci. Că nu-i voie. Așa spun învățăturile. Nu că așa vrea preotul. Așa e regula creștină. Că se mai zbate gheata româncă și îl face ortodox cu sâla, e așa asta o variantă. Dar până la proba contrară e păcat. Sângele ăsta care curge prin noi, îi îndouă cu sângele lui Hristos. Îi îndouă cu prespura făcută de trup. Nu-i sânge cu carne de cal sau putrezită sub șap. Nu-i friptă în foc, ci este carnea lui Iisus Hristos care s-a vărsat pe jertfa de la Golgota și a curs din sângele Lui pentru păcatele lumii. V-am explicat ca să înțelegeți că mucenicia nu începe de la Sfântul Dimitrie. El este doar un model. Avem sfinții militari, așa se cheamă, Teodor Tiro, Teodor Stratilat, Mina, Dimitrie, Gheorghe. Ce sunt ei? Modelul al Procopie, mai sunt, i-am și uitat cum îi cheamă pe toți. Deci sunt modelele ostașilor de-a lungul veacurilor istorice care s-au răzbuit pentru pământul și pentru credința strămoșească. De aceea sunteți obligați ori de câte ori aprindeți o lumânare, nu-l pui numai pe Ion și pe Vasile și pe Maria. Pui o lumânare pentru toți domnitorii care au domnit și pentru toți ostașii care au căzut ca să-i prășesc eu azi în grădină la mine. Tu nu știi ce a fost în locul grădinii tale. Pădure, tabără de oști, bodei pusnicesc, poate o fi fost vreodată vreo garnizoană militară, tu nu știi ce e acolo. N-ați văzut? Luați un singur reper. Vă mor neamurile, ați împărțit moștenirea, v-ați judecat, ați rezolvat, v-ați prostit unii pe alții, fiecare a luat acaparat ce-a putut. Și după aia începe reversul medalii. Unul moare de cancer, unul cravălea dragul, unul calcă mașina, unul moare subit, unul face infarct. Ce părinte, de când au murit părinții noștri și bunicii noștri și ne-a rămas avere de la el, ne merge ca la spânzurați. Păi vă merge, dragă, ca la spânzurați. Pentru că ăia stau în groapă și așteaptă o gură de aplauz
așteaptă lumânarul, colacul, colivă și voi ați uitat de ei. Gata, i-ați văzut îngropați, pama revedere, fiți sănătoși. Regretele eterne din partea familiei. Stați liniștiți la rece, că de acolo nu mai este nimic. Dar ei trimit blestemele care vin asupra noastră ca binecuvântare. De aceea morții trebuie să cinstiți, pentru că noi nu știm pe cine cinstim și nu știm ce este acolo sfânt sau martir sau cuvios sau cuvioasă sau drept măritor creștin. Pentru că voi așa vorbiți, drept măritori creștini, asta e denumirea ortodoxilor. Și atunci trebuie să urmăm pilda Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, să ne muim eșarfele în sângele strămoșilor noștri și să respectăm această jertfă ortodoxă care are la baza ei atât apărarea crucii lui Hristos, apărarea jertfei liturgice și apărarea dreptei credințe. Așa să vă ajute Dumnezeu.